În fosta Uniune Sovietică, creștinii au fost foarte mult persecutați. Conducerea comunistă a dorit să eradicheze religia și să-i reeduce pe oameni. Porneau de la premiza că nu există nici un Dumnezeu. Oamenii care credeau în Isus erau văzuți ca adversari ai regimului ateist și erau puternic atacați. Mii de creștini au fost arestați sub regimul lui Stalin, condamnați la muncă silnică și omorâți. Regimul comunist a deportat un milion de oameni în lagărul de muncă din Vorcuta, printre care au fost și creștinii ruși de origine germană. Până și copiii au fost forțați să lucreze în lagărul de la Cercul Polar de Nord. Faptul că Elena a supraviețuit lagărului este o minune și aceasta este povestea ei. Ich bin geboren M-am născut în nordul Kazakhstanului. Părinții mei s-au născut în Ucraina. Eu am crescut în Siberia. Am vrut să-L cunosc pe Isus. Am auzit multe lucruri despre El încă din copilărie de la părinții mei și am știut că există Dumnezeu și am vrut să-l cunosc personal, dar nu eram sigură dacă Dumnezeu primește și pe copii sau doar pe oamenii mari. Atunci am spus, Doamne Iisuse, Tu ne cunoști, mă cunoști și pe mine, Tu vezi că eu am acești pistrui, dar eu nu vreau să-i am. Poți Tu să faci ca ei să dispară? Apoi am găsit o oglindă spartă și m-am uitat în ea. Și pistruii nu mai erau. Și atunci a început credința mea să crească. Și am fost foarte fericită. Apoi am început să povestesc și altor copii că există Dumnezeu. Le spuneam, credeți-mă, am experimentat lucrul acesta. Și așa a început lucrarea mea printre copii. Profesorii ne învățau la școală că nu există Dumnezeu. Ei ne spuneau, va veni o vreme și anume anul 1970, când o să vă arătăm în piața Roșie ultimele Biblii pe care le vom arde și pe ultimii creștini peste care vom călca, în piața roșie din Moscova. De tineri a trebuit să lucrăm din greu, în colectiv, la câmp. La un moment dat, cred că aveam vreo 162 de oi, din câte mi-amintesc. Nu erau oile noastre, ci ale colectivului. Și odată a venit o haită de lup și a sfârșit oile. Și eu nu am putut face nimic. Și un lup a venit aproape de mine. Și apoi a mai venit un lup și încă unul. Și eu eram foarte aproape de acești lupi. Aș fi putut chiar să îi ating. Așa de aproape erau. Și m-am rugat, Doamne, păzește-mă. Tu poți să faci asta. Tu m-ai ajutat de multe ori. Păzește-mă și acum. Odată, tatăl meu mi-a spus că trebuie să învăț să trag cu arma. Dar eu n-am vrut asta. Dar el a spus, trebuie, pentru că ești păstoriță și trebuie să te poți apăra de aceste animale sălbatice. Și am învățat și asta. Faptul că Elena s-a putut descurca singură, asta s-a văzut mai târziu. Într-o zi, tatăl ei a dispărut, pentru că avea strămoși germani și pentru că era creștin, a fost deportat la muncă silnică. Nu-l mai aveam pe tata, dar eu am vrut să-l cunosc pe Isus tot mai mult și m-am prins tare de el și el a devenit tatăl meu. Și așa am crescut. Și la 15 ani am fost și eu deportată. M-au închis într-un vagon împreună cu alți oameni și am mers cu trenul o lună întreagă. N-am știut încotro suntem duși, dar simțeam că se face tot mai rece. Și în acel tren cu care călătoream auzeam multe gemete, plânsete și văicăreli. Trenul avea două locomotive și 62 de vagoane pline cu oameni, mame, copii și tineri. Au murit mulți atunci. Și, în sfârșit, am ajuns acolo, la cercul polar, în orașul Vorkuta. Acolo a trebuit să construim un oraș. Așa ni s-a spus. Ne-au fost luate amprentele și ni s-a spus că vom rămâne acolo pentru totdeauna. Nimeni nu se va mai întoarce. Apoi a trebuit să construim o cale ferată. Așa era ordinul. Dar puterile noastre ne tot scădeau. A trebuit să cărăm șinele de cale ferată pe umeri. până ni s-au făcut răni și nu se mai vindecau din cauza muncii grele. Acolo eram opt copii și trebuia să ne aplecăm și ni se puneau acele șine pe umeri pe care trebuia să le ducem o bună bucată de drum. La un moment dat am căzut sub greutate și n-am mai putut înainta. Din cauza înfometării eram foarte slăbită, eram numai piele și os și am căzut în zăpadă. Atunci am zis, Doamne Iisuse, mă bucur așa de mult că am să fiu curând cu Tine. Și dintr-o dată am văzut în fața mea o lumină și o pâine caldă pe zăpadă. Și am știut imediat că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru ca să nu mor de foame și ca să nu mor înghețată acolo de una singură. M-am uimit de cele întâmplate și am prins putere să merg din nou. Când am ajuns din nou în grupul acela de muncitori, le-am dat și lor câte o bucată și și-au încălzit și ei mâinile cu ea și după ce au mâncat-o, au primit noi puteri pentru a lucra. Și ei mi-au zis, roagă-te la Dumnezeu să ne dea și nouă pâine. Și eu atunci le-am spus, trebuie să-i slujiți lui Dumnezeu și să-L iubiți din toată inima. Așa am învățat eu din copilărie. După cum v-am povestit de experiențele mele cu Dumnezeu și cum Dumnezeu m-a ajutat. Și mi-am zis, oare când se va sfârși acest chin? Și pentru că am spus acest lucru, comuniștii s-au enervat și m-au închis într-o carceră, deși eram încă un copil. Și am început să plâng acolo și lacrimile mi-au înghețat pe obraz. M-am gândit, aici voi muri. Dar eu aveam o legătură așa de strânsă cu Isus și l-am întrebat, Doamne Iisuse, voi muri aici? După ce m-am rugat, am văzut că acea celulă avea o fereastră mică și o frânghie a coborât pe fereastră înăuntru și la capătul frânghiei era un nod atunci am auzit o voce care mi-a zis copila mea prinde-te de această frânghie hai prinde-te repede și această frânghie m-a tras în sus prin fereastră până jos pe zăpadă m-am uitat în stânga și în dreapta dar nu era niciun om și nici o urmă de om pe zăpadă. Eu stăteam acolo în zăpadă, frânghia a dispărut și eu m-am dus în baracă. Femeile, copiii și tinerii care erau acolo au început să strige: Tu trăiești, tu trăiești! Ei au luat un pahar, mi l-au pus acolo unde stăteam și eu am pus paharul la gură și am început să cânt. Dumnezeu este dragoste. Dar era interzis asta. N-aveai voie să vorbești despre Dumnezeu. Printre noi erau totdeauna turnători, informatori. Ei erau atenți cine ce zice, cum ne purtăm. Și eu am spus, da, eu cred în Dumnezeu și El nu ne va lăsa să murim în această mizerie. Cei de acolo au auzit asta și au fugit înspre mine, m-au luat, mi-au legat mâinile și m-au dus înspre o căpiță de fân, care era acolo unde stăteau supraveghetorii sau pasnicii și au vrut să mă bage acolo. Capul mi l-au acoperit, dar totuși am văzut că se apropie un soldat tânăr care a spus, ce vreți? Ei au spus, vrem să o ardem. Și el a spus, ardeți-mă pe mine, dar lăsați această fată să trăiască. Eu m-am rugat pentru acești oameni, pentru cei care m-au bătut, m-au persecutat, pentru toți aceia care mi-au făcut rău, fie că m-au bătut sau că nu mi-au dat de mâncare. La un moment dat, mi-au luat supa și mi-au aruncat-o în față, ca să vadă dacă reacționez, dacă mă enervez. Dar noi am putut să răbdăm în liniște, pentru că dragostea lui Dumnezeu era în noi. Totdeauna avem de luptat, asta e clar. Dar eu întotdeauna m-am gândit așa. Săracul om, dacă ar fi știut ce este cu adevărat dragostea, atunci n-ar fi făcut aceste lucruri. Deținuții de acolo au început să se împotrivească pentru că n-au mai putut suporta toate acele condiții și ni s-a spus, acum vom lua dintre voi pe cei care ne deranjează. Și aceștia erau credincioși care lucrau acolo și au luat un bărbat care a trebuit să îngenuncheze. Și au adus niște câini care să-l sfâșie, dar câinii au venit lângă el, s-au pus jos, au dat din coadă, au început să se tărească în jurul acelui om și s-au pus pe burtă. Noi stăteam acolo, priveam și ne rugam. Atunci au mai luat un bărbat mai tânăr și l-au dus tot acolo la câini. Câinii erau ținuți înfometați ca să-i sfâșie pe acești oameni. Asta era pentru a ne înfrica și pentru a nu mai crede în Dumnezeu. Și atunci ceilalți deținuți au început să strige către acești doi credincioși. Credeți mai departe, și noi credem în Dumnezeu. Credeți și voi mai departe, și noi credem în Dumnezeu. Și în acel moment, câinii s-au întors și i-au sfârșit pe comuniști. În 1953, mii de deținuți politici au făcut grevă în Vorcuta, patria diavolului, cum o numeau rușii. Elena a fost închisă în acest lagăr peste 10 ani din nou aleșinate din cauza slăbiciunii fizice un doctor, a reușit să o pună din nou pe picioare și a învățat-o pe Elena, acum în vârstă de 26 de ani, să fie asistent. Aici l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Gerhard. Câțiva ani mai târziu, a fost eliberat din acest lagăr de exterminare și s-au căsătorit. Cu toate acestea, înainte de a părăsi cercul polar, i-au fost nevoiți să locuiască și să lucreze în orașul Vorcuta. Împreună au făcut 25 de ani de muncă silnică în acest oraș. Elena avea un dar de a lucra cu copiii și în ultimul an a lucrat ca educatoare. Ea mereu cânta și se ruga împreună cu copiii. O mulțime de copii de comuniștilor s-au întors la Dumnezeu. Apoi a venit poliția și a vrut să pună mâna pe mine. Dar copiii m-au înconjurat, au făcut ca un cerc în jurul meu și nu le-au dat voie să fiu aruncată din nou în închisoare. Apoi m-am dus în Siberia, unde erau rudele mele. Acolo am organizat o adunare de copii, și copiii au fost aduși acolo din mai multe sate ca să învețe despre Dumnezeu. Și mulți copii s-au hotărât pentru Dumnezeu. Acolo au scris despre mine în ziare că sunt un om care nu respectă legea. Asta pentru că îi învățam pe copii despre Dumnezeu și cum să-l cunoască pe el și că sunt împotriva legii. Au fost foarte porniți împotriva mea și răi și au scris despre mine că mă vor rupe cu propriilor dinți. Apoi am primit o citație la judecătorie și a trebuit să ajung la proces. Acolo era avocatul, judecătorul și încă câțiva bărbați. Mi s-a spus, te vor chema imediat înăuntru și tu să spui că nu crezi în Dumnezeu. Dar eu le-am spus, voi nu mă puteți despărți de Dumnezeu chiar dacă va trebui să plătesc cu viața mea pentru asta. Dumnezeu a fost cu mine și mi-a luat frica. Apoi, avocatul a luat o cutie mare, mi-a pus-o la ureche ca să-mi distrugă timpanele. Nu aș fi putut rezista acestui lucru dacă Dumnezeu nu și-ar fi pus mâna sa la urechea mea. Apoi m-au scuipat în față de mai multe ori și eu n-am avut voie să-mi șter fața. Aveam mâinile legate la spate. Trebuia să stau înșezut și am observat atunci că era un scaun electric. Ei mi-au spus să mă așez mai în spate pe scaun. Eu am văzut că acolo era fier și cupru care conduce bine curentul electric. Ei n-au văzut că eu am observat asta. Apoi a venit unul din avocați și mi-a dat o palmă peste ureche. Și mi-a zis, tu, viperă, tu ai otrăvit copiii. Eu le-am spus că nu am făcut lucrul acesta, ci doar le-am povestit despre Dumnezeu. Ei veneau la mine. Apoi ei au ieșit afară din sală. Și am auzit o voce care îmi spunea, fugi, fugi! Și eu m-am gândit, dar eu sunt legată cu mâinile la spate, cu cătușe. Și dintr-o dată ele au căzut de pe mâinile mele. Atunci eu m-am ridicat și am fugit. Și n-am văzut pe niciunul dintre acei oameni. Eu m-am dus și mi-am continuat lucrarea printre copii. Am îngrijit de copii și le-am spus să creadă cu tărie în Isus. De multe ori, poliția scotoci locuința în care stăteam cu familia mea. Ei au căutat literatură creștină. Dar Dumnezeu ne-a păzit. Biblile le-am îngropat în grădină. Într-o zi au venit cu câini să caute literatura creștină. Și unul dintre acei oameni s-a dus și s-a pus direct pe locul unde erau Biblile. Eu stăteam la o parte și mă rugam, Doamne, păzește cuvântul Tău. Și câinii mergeau încoace și încolo, miroseau, scormoneau în pământ, căutau. Și tot mereu veneau la acel om care stătea pe locul unde erau biblile. Și câinii tot miroseau în jurul papucilor lui. Atunci a dat cu piciorul într-un câine și a spus, dar nu crezi că am o Biblie în papuci. El habar n-avea că stătea chiar pe locul cu biblile. Apoi a spus, haideți băieți, n-am găsit nimic. Apoi noi am scos Biblile și le-am împărțit la alții. Le duceam în buzunare. Aveam o haină care avea multe buzunare pe dinăuntru și toate erau pline cu Biblii. Apoi luam altă haină pe deasupra ca să nu se vadă. Și ne-am făcut un semn. Aveam un nac pe care îl prindeam într-un loc anume în fața jachetei. Și așa ne recunoșteam între noi. Apoi mergeam în cimitir ca să nu fim găsiți, ne dădeam haina cu Bibliile jos și dădeam Bibliile și Noile Testamente mai departe. Așa au ajuns Bibliile în toată Siberia și astfel oamenii au primit cuvântul lui Dumnezeu. Am avut așa multe experiențe cu Dumnezeu și l-am cunoscut pe El tot mai mult. Am învățat de la Domnul atât de multe lucruri. Nu aș fi reușit niciodată fără El. Când aveam nevoie de ceva, mergeam la Dumnezeu și El mă umplea cu putere. În 1974, Elena Ham și soțul ei s-au mutat în Germania. De aici, cei doi s-au dedicat creștinilor prigoniți din întreaga lume. Soțul meu a murit în anul 2000. Noi nu am fost niciodată în concediu. Noi totdeauna mergeam în misiune. Soțul meu era evangelist. Am mers în Chile, unde era prigoană, în Argentina. Uruguay, în Paraguay, țări cu prigoană, unde am slujit împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. În Rusia, aici în Germania, în diferite locuri, am lucrat împreună cu copiii noștri pe partea spirituală. Pentru că vedeam câți oameni sunt care nu-l cunosc pe Isus. Și ne rugam pentru acești oameni. Vreau să-i rog pe cei care mă ascultă și mă aud să se roage pentru cei prigoniți. Că și Domnul a suferit așa de mult aici pe pământ. De aceea, el simte cu cei care suferă.